Scopul acestei lecții este să te ajute să calculezi cantități de lucrări pornind de la un proiect, folosind parametri și formule și să listezi raportul antemăsurătoare. Antemăsurătoarea este evaluarea cantitativă a unei lucrări făcută înaintea executării ei. Programul Windows DeVis 6 și DeVis 360 îți pune la dispoziție modulul antemăsurători cu ajutorul căruia poți să încarci un proiect, să setezi scara, să preiei dimensiuni și să folosești dimensiunile preluate de pe plan ca parametri în formule de calcul pentru a calcula cantități de lucrări. Primul pas pentru a efectua măsurătorile este încărcarea proiectului. Poți încărca un document PDF, DVG sau JPG. Selectează devizul pentru care vrei să calculezi cantități, exemplu, oferte 2021, casă P plus 1, arhitectură, zidărie parter, și apasă Enter pentru a-l deschide. Alege articolului a cărui cantitate vrei să o calculezi, exemplu, CA0111, turnare beton, și folosind meniul contextual, alege opțiunea Calcul cantități. În fereastra de calcul cantități de lucrări, apasă butonul Adăugare proiect. Alege proiectul, de exemplu Plan Parter PDF, și apasă butonul Deschide. Imediat după încărcarea proiectului, trebuie să setezi scara. Poziționează desenul astfel încât să vezi o linie și dimensiunea ei. Apasă butonul Scară. Introdu dimensiunea liniei, exemplu 4.8, și apasă butonul Salvare. Desenează linia pe plan, indicând cu click mouse punctele de la capătul liniei. Verifică scara, exemplu 1 cm egal 0.67 metri și apasă click mouse pentru a confirma. Pentru a realiza o antemăsurătoare corectă, e necesar să măsori corect fiecare element în parte din proiectul încărcat. Poți să faci măsurători pentru bucăți, puncte, exemplu corpuri de iluminat, întrerupătoare, prize, calorifere, măsurători pentru linii sau segmente, exemplu cabluri, conducte, măsurători pentru suprafețe sau volume, exemplu placă beton, stâlp beton, perete din gips carton, perete din cărămidă. Măsoară separat fiecare element distinct. De exemplu, măsoară conductele de 1x2 și separat cele de 3x4. Pentru a prelua o suprafață de pe desen, apasă butonul Suprafață pentru a măsura suprafața pe plan și conturează suprafața indicând punctele principale. Verifică parametrul nou creat și valoarea acestuia. Planul încărcat este bidimensional și este important să introduci la formulă factorul de multiplicare pentru a ajunge la unitatea de măsură a articolului pentru care calculezi cantitatea. Exemplu, dacă preiei de pe desen suprafața de la parterul clădirii, înmulțești cu 0.15 metri grosimea plăcii de beton pe care vrei să o torni pentru a afla volumul de beton necesar. În panoul din dreapta jos, introdu factorul de multiplicare, exemplu A1 înmulțit cu 0.15, pentru a calcula volumul de beton necesar pentru turnarea plăcii. Dacă vrei să adaugi manual parametri fără a-i prelua de pe desen, în panoul parametri din partea dreaptă sus apasă butonul plus pentru a adăuga parametrul de care ai nevoie în formula de calcul. Modifică denumirea și valoarea parametrului direct în tabel. Exemplu, grosime placă, valoare 0.15. Apasă butonul plus din dreptul parametrului pentru a-l adăuga în formula de calcul.
Dacă vrei să adaugi explicații în formulă, folosește butonul Text pentru a insera explicații în formulă. Folosește butonul Total pentru a afișa totalul. Folosește butonul Înlocuire pentru a înlocui parametrii cu valorile lor. Folosește butonul Explicitare pentru a afișa denumirea și valoarea parametrilor. În final, poți tipări raportul antemăsurătoare. Raportul antemăsurătoare este formularul F3, lista cu cantități de lucrări fără prețuri și cu formulele afișate. Din meniul principal al programului, alege opțiunea Rapoarte. Apasă butonul Setări și în secțiunea Rapoarte, Devize, bifează opțiunea Afișare formule. Deschide secțiunea General și debifează opțiunea Afișare prețuri. Selectează raportul F3, lista cu cantități de lucrări, și apasă butonul Export. Tipărește, salvează sau trimite prin e-mail raportul în formatul ales. Mulțumesc că ai parcurs această lecție. Te rog să deschizi programul Devise 360 sau Windows Devise 6 și să creezi o antemăsurătoare pentru proiectul tău.